Vă și invitați să deschideți împreună cu mine la Evrei, capitolul 5. Vom citi împreună câteva versete. Evrei, capitolul 5, versetul 9. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de grană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar grana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta, dacă va voi Dumnezeu. Că cei și-au fost luminați odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și dau să fie bajocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea peste el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Amin. Amin. Păi mi se rog cu asta. De ceva vreme am avut înaintea noastră acest subiect al siguranței mântuirii. Și există, așa cum spuneam în altă ocazie, acest obicei al celui rău de a suci cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, vă readuceți aminte că Satana când a venit la Domnul Iisus, n-a venit cu versete din Coran. Da? A venit cu versete din Sfânta Scriptură. Dar a venit cu versete din Sfânta Scriptură sucite, întoarse pe dos, interpretate după cum a vrut el. Înainte noastră avem un pasaj foarte înfricoșător, pentru că spune așa. Capitolul 6, versetul 6. Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. Și mulți oameni, asta e versetul care l-au luat și zice, Domnule, dacă ai căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. În această zi am citit de la capitolul 5 din următorul motiv. Și v-aș invita să vă țineți Bibliile deschise, pentru că aș vrea să observați dumneavoastră în Sfânta Scriptură ceea ce spun, dacă este din cuvânt sau nu este din cuvânt. Capitolul 6 începe așa. De aceea. Când spui expresia de aceea sau cuvântul acesta de aceea, trage o concluzie, nu? Fiindcă ți-am spus asta, asta, asta și n-ai făcut, în concluzie, ca urmare, urmează următorul lucru. De aceea este o concluzie. De aceea concluzionează ceva ce ai spus înainte. Nu poți să începi să citești de aceea. Trebuie să vezi ce a fost înainte. De aceea ce? De aceea la ce s-a spus mai înainte, adică în capitolul 5. Ăsta e felul nostru obișnuit a oamenilor de a vorbi. Așadar, vedeți, un lucru pe care trebuie să-l învățăm citind capitolul 6 este că trebuie să ne uităm la contextul larg a lucrurilor care sunt spuse aici și nu să ciupim un verset din Biblie și să-l fluturăm. Domnule, am găsit un verset, eu vreau numai versetul ăsta să-l... Nu, trebuie să iei totul ca întreg. Să vezi ce spune. Dacă eu v-aș trimite dumneavoastră o scrisoare. Da? Și la un moment dat în scrisoare citesc pe cineva care mi-a spus un lucru rău. Dar tu numai atâta citești din scrisoare. Lucrul ăla rău care a spus. Uite, mă, Andrei s-a apucat de spus prostii. Dar eu l-am citat pe altcineva. Asta înseamnă că scoți ceva, un verset mic de acolo și îl iei să-l interpretezi tu cum vrei. Bun.
Ne întoarcem la, la Evrei, capitolul 5, unde scriitorul, autorul inspirat de Duhul Sfânt, vorbește despre Domnul Iisus ca marele preot. Și zice în versetul 9 că Domnul s-a făcut, a fost făcut de sărușit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Bun, vorbește despre Domnul Iisus ca marele preot. Puteți verifica acasă lucrul acesta, să citiți mai mult despre acest aspect. Dar la versetul 11 zice așa. Și aș vrea să fiți foarte atenți la ce avem de spus. Zice așa, asupra celor mai de sus, deci te obligă să te gândești la ce au spus mai înainte, nu? Că zice asupra celor mai de sus. Care asupra celor mai de sus? Asupra celor mai de sus puse despre Domnul Iisus Hristos ca mare preot. Asupra celor mai de sus avem, auziți, multe de zis. Cineva îmi zicea zilele acestea, zice, Doamne, poți să spui în 2 minute, nu trebuie să predici 60 de minute. Poți să spui și în 2 minute. Poți să spui și în 2 minute. Uite că scriitorul care era inspirat de Duhul Sfânt nu spunea că poate să spună 2 minute. Spune că avea câte de zis? Multe de zis. Cuvântul lui Dumnezeu are să ne spună multe. Are să ne spună multe. Și zice, lucruri grele de tâlcuit sau de explicat sau de tălmăcit. Mai există în creștinătate ideea asta? N-am, domnule, zic, mulți zic, eu n-am nevoie să mă învețe pe nimeni. Nu, domnule, nu vreau să-mi explic versetul ăsta, nu vreau să-mi explic pasajul ăsta, că eu cu Duhul Sfânt înțeleg noi doi singuri. Ca și cum era un fel din ăsta neîntrerupt cu Duhul Sfânt, ei comunică așa ca cei mai buni prieteni la cafea și Duhul Sfânt îi explică lui Biblia, nicio... dar el nevoie să-i predice alții cuvântul lui Dumnezeu. Ce are el nevoie să-i spună alții ce înseamnă Biblia? El singur înțelege toate lucrurile în mod desăvârșit. El e singur deștept, singur luminat. Auziți ce spune? Avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Sunt, domnule, anumite lucruri în Sfânta Scriptură care sunt grele de tâlcuit. Care sunt grele de tâlcuit, da? Și zice, avem multe de zis. Lucrurile astea trebuie rostite. Dar întrebarea este, de ce lucrurile sunt grele de tâlcuit? Vi s-a întâmplat vreodată să veniți la adunare și să plecați acasă și zic, bă, n-am înțeles nimic ce vreau să zic. Vi s-a întâmplat, nu? Dar aici sunt două variante. Ori predicatorul n-a vorbit clar, dar mai este o variantă. Ori omul care a ascultat, fie n-a ascultat, fie o dormit în adunare, că se mai întâmplă și lucrurile astea. Fie... nu a fost atent, fie a fost distras, fie a pierdut o idee și nu mai știe de unde o să o reluat, înțelegeți? 2 minute, vă spun, 30 secunde, dacă la un moment dat începi să te gândești la tractor, la nu mai știu ce, când mă auzi, bă, ce spune asta acolo? Pune la auzi, de unde a pornit? Că totul are o cursivitate. Dar aici spune așa, avem multe, multe de zis și lucruri grele de tălcuit, fiindcă unde era problema? V-ați făcut greoi la... pricepe. Deci problema nu era la predicator. Problema era la ascultători. Și vreau să țineți cont că această carte este scrisă evreilor care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Probabil mult mai bine decât noi. Că orice copil de evreu până la vârsta de 13 ani trebuia să învețe legea lui Moise, trebuia să știi să recizi pe din afară. Nu așa să știi pune Exodul sau Leviticul. Trebuia să știi legea, să știi pe din afară. Deci ăștia erau oameni care știau cuvântul lui Dumnezeu și zice, s-au făcut greoi la pricepere. Nu-i ducea mintea Domnului să înțeleagă lucrurile pe care le avea de spus. Pentru că capitolul 5, ultima parte și 6, sunt ca un fel de paranteză în discursul apostolului despre Domnul Iisus ca mare preot. Și la un moment dat el se oprește și zice, măi, eu v-aș spune mai multe. Dar voi sunteți grei la minte. V-aș explica mai multe. Dar voi nu înțelegeți lucrurile astea. Nu înțelegeți. Zice, v-ați făcut greoi la pricepere. Așadar, problema nu era cu predicatorul. Este situația în care problema cu predicatorul, fără niciun fel discuție, dar în cazul acesta spune că era problema cu priceperea. Și vreau să atrag atenția asupra acestui lucru. În creștinătate există această boală, această infecție. Oamenii nu mai vor să gândească. Oamenii vor să le dea niște discursuri din astea simple, ușoare, așa de digerat, să se simtă bine la adunare, să le spună 3 povești, 4 ilustrații, nu știu ce experiențe, toți am zâmbit, ne-am simțit bine, ne-am dus acasă. Nu-i pus omul. Doamne, să simți că sfârie creierul când se predică cuvântul, că pui toți neuronii, ai 2-3 acolo, dar și aia sărmanii îți, cum zic, îți forjează la maxim. Dar să fii pus la gândire cuvântul. Dumnezeu ne pune să gândim. Dumnezeu zice, lasă-mă lucrurile simple, nu vă bateți capul. Nu? Nu e așa. Nu este așa. Dumnezeu ne pune să pricepem lucrurile, să înțelegem lucrurile. Creștinismul nu este o religie a spălării pe creier. Sunt oameni care spun lucrul acesta. A, te-ai dus acolo și te-ai spălat ăștia pe creier. Nu, domnule. Creștinismul este o religie a priceperii. Dumnezeu condamnă lipsa de minte. Dumnezeu condamnă prostia, nebunia.
Dumnezeu condamnă lipsa de pricepere. Nu zice Dumnezeu, nu cercetați nimic, credeți așa, no, nici nu vă bateți capul. Nu asta, nu asta spune Dumnezeu. Bun, deci problema lor, aș vrea să observați, este că erau greoi la pricepere. Da? Nu spune că o căzut într-un păcat, că s-au apucat ăștia de beție, de curvie, de dat în cap la oameni, de furat, de blasfemia pe Dumnezeu. Nu. Aveau o problemă cu mintiuța. Bun. În adevăr, și el ca să explice această problemă a lor cu mintea, folosește niște imagini, că noi am vrea să înțelegem mai bine. Când cineva îți spune într-o poveste, într-o ilustrație, într-o imagine. Și zice așa. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători sau profesori. Zice, mă, voi, cum ar fi la noi așa? Voi trebuia să fiți profesori, mă, de câți ani vii la adunare? De 30 de ani. Ce ești profesor, mă, tu ai doctorat. Zice, voi de mult trebuia să fiți profesori, învățători. Auziți, trebuia să fiți învățători și aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe. Cum ar fi un profesor de matematică să stea în bancă și un prunc de clasa 4 să-i explice lui cum stă cu matematica? Zic, bă, nu-i cum trebuie, mă. Profesorul, el le explică la prunci. Trebuia să se duc prunci acolo. Ca profesorul să le explice. Cam asta e situația acestor oameni. Ei trebuiau să fie învățători, dar aveau de trebuință de cineva să îi învețe. Aveau trebuință de cineva să îi învețe, auziți, cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Care sunt cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu? Știți cum ar fi? S-a venit în clasa a patra și să nu știi cum e 1 plus 1. Cam asta îi zice. Mă, voi trebuia să fiți profesori, voi nu știți primele lucruri. Care sunt cele din tâi adevăruri ale lui Dumnezeu? Păi el explică în capitolul 6. Zice așa. Fără să mai punem, versetul 1, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele, fără să mai punem, versetul 2, învățătura despre botezul. Zice, bă, asta e clară, nu? Despre punerea mâinilor, e clară. Despre învierea morților, e clară. Despre judecata veșnică. Lucrurile astea sunt clare. Noi vin să vă mai explic o dată. Voi n-ați învățat că nu veniți la judecată. Voi n-ați învățat cum e judecata. Voi n-ați învățat cum e învierea morților. Voi aveți nevoie să vă spun din nou că Iisus a înviat, fiind conviat Iisus. În Biblie avem exemple de oameni de aceștia. Care spuneau că aș venit învierea, aș veni ziua Domnului, aș veni judecata. Ei răstărmânceau lucrurile, nu mai le înțelegeau. Nu, mă, noi mai punem lucrurile astea, le-am învățat odată. Da? Trebuia să fiți învățători. Ce trebuiau să fie? Dar ce aveau nevoie? Aveau nevoie, zice, iarăși. Auziți, aveți iarăși trebuință. De ce spune iarăși? Că înseamnă că odată le-au dat lucrurile astea, nu? Ca și cum vine profesorul după clasa 1, în clasa 2 și întreabă pe ăștia, cât e cutare cu cutare? Ăștia nu știu. Și profesorul zice, mă, eu trebuie să vă învăț iarăși ce v-am spus în clasa 1. Că voi sunteți în clasa 2, dar de fapt nu știți ce trebuia să știți în clasa 1. Iară trebuie să vă învăț. Deci ei au fost învățați odată, nu-i acuză degeaba. Mă, de ce nu știi despre judecata de apoi, dar eu nu auzi niciodată despre judecata de apoi? Nu ei au auzit și fiindcă erau grei la pricepere, aveau nevoie iarăși să învețe cineva. Dar observați din nou, vreau să observați un lucru. Problema acestor oameni era că nu înțelegeau anumite lucruri. Deci problema lor nu era de imoralitate, ci problema lor era de imaturitate. Una e să fie imoral, alta să fie imatur, nu? Da. Și apoi spune așa, și ați avut, de o a doua imagine, da? Ăsta care trebuia să fie profesor era tot în clasa a doua. Și ați avut să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Cum mi s-ar părea dumneavoastră să vezi un om în tătă firea, că la mează să pune, să bea o cană de lapte? Și după ce au bea o cană de lapte, o, ce m-am însuturat, nu mai pot, mă mișc. O bucă, uite la el, om în tătă firea, de poate de 80-90 de ani. Ce, cum omul ăsta, mă, ăsta e sănătos? Cum să se sature cu o cană de lapte? Cam asta e imaginea care o folosește. Imaginea învățătorului sau pedagogului și imaginea pruncilor. Mă, ca să înțelegeți că sunteți imaturi, voi în loc să fiți oameni mari, care mâncați hrană tare, dacă sunteți oameni mari, voi zice aveți nevoie de... Cum e? Sincer, cum vi s-ar părea să vedeți omul în toată firea că stă așa cu paiul într-o sticluță și bea? Asta e problemă să rămână. Asta e dusul ăla, că este rămas. Nu, asta spune. A spune asta sau nu? Asta spune Pavel despre ei. Și bă, voi în loc să mâncați hrană tare, voi aveți nevoie să beți lapte cu sticluța. Bă, nu-i cum trebuie lucrul ăsta. Voi care ați fost în faza aceea de a bea lapte și trebuia să fiți acum mai sus, voi v-ați întors înapoi la lăptic. Bă, nu ne mai da hrană din asta tare, că e greu de mestecat. Te dori dință, îți mai... greu. Dă-ne înapoi lăpticul, că cu lăpticul pentru noi e ușor. Nu-i normal. Zice, nu-i normal lucrul ăsta. Zice, ați avut să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Dar vreau să observați un lucru. Dacă oamenii ăștia,
conform cu versetul 6. Zice, au căzut cu neputință să fie noițiară. Mă, dacă era cu neputință să fie noițiară și oamenii ăștia, da? Hai să o luăm așa. Logic, cu mintea, chiar dacă gândim puțin acum, e bine, da? Cum am învățat, e bine să gândim. Dacă oamenii ăștia nu mai aveau nicio șansă, de ce le spune Pavel? Auziți, de ce se le spune Pavel? Aveți trebuință să vă învețe cineva. Păi, dacă nu mai aveau nicio șansă la mântuire ăștia, da? Dacă era cu neputință să fie noi, de ce le spune că aveți trebuință? Zicea, bă, nu mai aveți nicio șansă, am încheiat epistola. Atâta. De ce spune din nou a doua oară, zice, aveți nevoie de lapte, nu de rănătare. Aveți nevoie de lapte. Nu zice, voi nu mai aveți nimic, nu mai aveți nicio șansă, sunteți morți. Nu spune asta, zice că aveți nevoie de lucrul acesta. Da? Apoi spune, oricine nu se hrănește decât cu lapte, versetul 13, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Observați așadar incapacitatea unui, aici vorbește de un om din adunare, de un om din adunare, imatur, care nu e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Nu este adevărat că pentru mulți oameni e suficient că-s mântuiți? Dar nu înțeleg că trebuie să fie și neprihăniți? Ce ar spune lumea despre noi dacă ar zice, ăștia să cred mântuiți? Dar-s păcătoși, mai păcătoși decât oamenii din lume. Zice că pruncul nu e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Omul care s-a maturizat înțelege că trebuie să trăiască neprihănit. Omul care s-a maturizat. Asta spune, pruncul nu este obișnuit. Dom'le, nu e obișnuit. Cuvântul despre neprihănire este hrana tare. Și un prunc nu este obișnuit cu hrana tare. La fel, un prunc în Hristos nu e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru oamenii maturi. Și uitați din nou că arată problema lor era una cu judecata. Pentru aceea căror judecată sau aceea căror pricepere s-a deprins sau s-a obișnuit. Cum se obișnuiește cineva cu un lucru? Cum te obișnuiești cu un lucru? Practicându-l. La început sunt greu de numai. Când duci pruncul prima dată la școală sau la grădiniță, spune profesoara sau învățătoarea, ce problemă a avut cu el? Că o plâns două săptămâni. Părinții povestesc, spune, domnule, prima dată o plâns 3 săptămâni, nu reușeam să-l las acolo, nu reușeam să nu știu ce, nu reușeam. Dar după aceea s-a obișnuit. Dar dacă tata sau mama spunea din prima zi, o, dacă pruncul o plâns, de la prima oră o plâns, înapoi cu el acasă, nu mai dă la școală. Și a spune părintele, domnule, forțează, face ceva cu el, îl convinge. Duce acolo muncă de lămurire cu el ca să se ducă să obișnuiască. Cu alte cuvinte spune, a căror judecată s-a obișnuit, mintea noastră nu este obișnuită cu cuvântul lui Dumnezeu. Până să ne întoarcem la Dumnezeu, nu este obișnuită. Vii la Dumnezeu, ești născut din nou, ești un prunc, ai lapte, dar după aceea încetul cu încetul ți se dă hrană mai tare. Dacă ți se dă hrana tare, nu prea ești obișnuit cu ea. Și ce spui? A, nu ne place de predicatorul ăsta, nu ne place nici de învățătura asta, chiar dacă e din Biblie. Noi nu suntem obișnuiți, frate, sunt lucruri prea grele pentru noi. Nu e nicio problemă că-s grele. Trebuie să te obișnuiești. Ce spune aici? S-a deprins. S-a deprins. Este, domnule, o muncă. Să nu credem că pocăința este așa un lucru care ne vine la mână. Da, nu avem nicio treabă. Mergem așa și ierim pe viață. Fără nicio fel de problemă. Nu este așa. Este o muncă pe care o dui cu tine însuți. Pavel spune, dacă nu mă înșel, în 2 Corinteni, capitolul 5, zice, ne silim pe noi înșine să-i fim proprii. Ne silim. N-am chef dimineață, duminică, n-am chef duminică să mă duc la adunare. Dom'le, stau câteodată, ești obosit, n-am chef să mă duc la adunare, ce faci? Te silești să te duci. N-ai chef, nicio problemă că n-ai chef. Silește-te, domnule. Pavel spune asta. Ne silim, domnule, ne deprindem, ne obișnuim cu lucrul ăsta. La un moment dat îți intră în reflex. Te obișnui cu asta. Așa este cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să te deprinzi, judecata trebuie obișnuită. Cum să deprinde? Auziți, prin întrebuințare. Cum crede că voi ajunge vreodată să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu? Zice, bă, citesc eu o dată pe lună cuvântul lui Dumnezeu, ce scrie? Ce scrie aici? Bă, eu nu înțeleg, mă, cuvântul lui Dumnezeu, n-are niciun sens să-mi bag cap. Eu nu înțeleg lucrurile astea, mă. Păi dacă deschizi o dată pe lună cuvântul lui Dumnezeu, ia mănâncă tu o dată pe lună, să vezi dacă stomacul tău e obișnuit să mănânce. Ia mănâncă o dată pe lună. Păi de ce crezi că cuvântul lui Dumnezeu, care este o hrană pentru sufletele noastre, ar fi altfel? De ce crezi? Pavel îi spune lui Timotei că te hrănești cu cuvintele sănătoase. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană pentru sufletele noastre. Dacă mănânci odată pe mână, cum crezi că o să te obișnuiești cu el? Zice că te obișnuiești, te deprinzi prin întrebuințare. Folosește-l, Domnule, ca să ajungi să te obișnuiești cu el.
Folosește-l ca să îți obligi judecata, mintea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat te uiți, știți cum, scuzați-mă, expresia, dar calvițelul la poartă nouă, te uiți, bă, ce spune aici, eu nu înțeleg nimic, mă. Eu redus, nu înțeleg cuvintele simple ale Scripturii. Poate așa o să te simți câteodată, nu-i niciun fel de problemă. Te duci la un alt text care e mai simplu, după aceea te uiți la un alt text. Și încet, încet ai să vezi că mintea se obișnuiește și înveți lucrurile. Dacă spune, a, eu nu înțeleg. Mama, eu nu înțeleg cât e 1 plus 1. Vai, dragul mami, dacă nu înțelegi cât e 1 plus 1, nu te mai duc, nu e nicio problemă, nu mai învăța, lasă, rămâi așa prost. Așa ai spus la fiul tău, la copilul tău, nu. Îl trimiți acolo, îl obligi. Te uite, bă, copile, mai... Dar, bă, copile, cât e aici? Numără, îl obligi, faci ce poți cu el. Ca să treacă, când au ajuns la 1 plus 1, bine că învățat 1 plus 1, de acum lăsăm în pace. Nu spui așa, nu spui așa, mergi mai departe. Totul este, secretul este de întrebuințare. Ca mintea unui om să se dezvolte, trebuie să fie întrebuințată. Întrebuințată. Și repede din nou, vedeți, creștinii spun, este o credință a gândirii, a întrebuințării, a folosirii minții. Zice, s-a treprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău. Ăsta e omul matur, spune. Omul matur e omul care e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire și este omul care... Datorită obișnuinței pe care are mintea lui de a judeca lucrurile, este obișnuit sau deprins să deosebească binele și rău. Adică ajunge într-o situație și fiindcă cuvântul lui Dumnezeu așa de mult a fost primit de inima ta și de ființa ta, tu deja știi să distingi. Mă, asta e bine și asta e rău. Nu toată ziua. Generația noastră este o generație de copii și de adolescenți, chiar dacă sunt la 40 de ani, 50 de ani unii, de copii și adolescenți spirituali. Știți de ce? Datorită acestei întrebări care pun tot tipul. Frate, este păcat să fac asta? Frate, e păcat să pun verighetă? Frate, e păcat să pun cravată? Frate, e păcat să mă duc în... Asta e singura că... Băi, tu ți-ai folosit mintea până acum ca să fii obișnuit să distingi tu care este bine și rău. Tot, e păcat aia? E păcat aia? Tot, nimeni nu știe ce e păcatul. Dom'le, vezi cuvântul lui Dumnezeu. Asta este o dovadă de imaturitate. De minte nefolosită. Minte... Bogăție de minte care a lăsat-o Dumnezeu și dospre putrezește acolo, că oamenii nu o folosesc. Sunt întreabă la albine. Dă-mi niște lăptiri. Bă, folosește tu. Obișnuiește-te tu să folosești cuvântul lui Dumnezeu. Dar grana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească bine și rău. Repet, de la versetul 11 până la versetul 14, aceste patru versete ne arată care este starea acestor oameni. Care este starea lor? Erau greoi la pricepere, trebuiau să fie învățători, dar încă erau școlari. Nu erau oameni maturi, ci erau prunci, nu erau obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire, aveau o problemă în esență. Vreau să subliniez în esență, aveau o problemă cu judecata sau cu priceperea. Da? Asta e problema lor. Asta ne arată suficient de clar cuvântul lui Dumnezeu aici. Bun. Versetul 1 din capitolul 6 spune de aceea. Dom'le, dacă ai un prunc, că mai sunt prunci din ăștia, care cresc și încă beau lapte. Și cineva din exterior vine și se uite și zice: vai, fată, dar tu încă îi dai lapte la vârsta asta, tu încă n-ai ce poți să-i dai hrană mai tare. Păi nu, că... Bă, fată, e târziu. Începe să-i dai mâncare mai tare, înțelegeți? Cam asta spune. Pavel asta spune. Bă, oameni buni, voi trebuia de mult să progresați. Cum, fată, pruncul tău în clasa întâia și nu știe să facă treaba? Cum el nu știe să scrie? Vai, treaba asta nu-i bună. Și mama să... Cutură, zice, mă, cum mă, dacă aș copii știu, mă, nu-i cum trebuie cu fiul meu, da? De aceea, și-l dă o soluție aici. Care e soluția dacă ești imatur din punct de vedere spiritual? Care e soluția dacă mintea ta nu-i dezvoltată? Care e soluția? Vă dau din versetul 1 și 2. Autorul, scriitorul, inspirat de Duhul Sfânt, ne dă trei elemente ale soluției. Ce să faci dacă cineva e imatur spiritual? Ce să fac eu dacă sunt imatur spiritual? Auziți ce? 1. Să abandonăm, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos. Dacă tu vrei ca pruncul, dacă pruncul tău știe să socotească, poate abuz cu imaginea asta, da? O folosesc, e foarte simplu. Dacă știi, fiul tău știe să socotească numai 1 plus 1, cum o să-l înveți să socotească 2 plus 2? Spunându-i în continuu 1 plus 1? Nu. Trebuie să lași formula asta, da? Trebuie să lași calculul ăsta, 1 plus 1. Trebuie să lași și să trec la următorul calcul, nu? Dacă tu tot îi repeți veșnic 1 plus 1, el nu o să învețe nimic mai. Trebuie să-i aduci o informație nouă. Și auziți ce spune aici? Primul lucru, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos. Măi, nu mai vorbiți despre lucrurile alea pe care tu le știți și care le-a spus odată. Mergeți-o leacă mai departe.
Aduceți o învățătură proaspătă din cuvântul lui Dumnezeu, nu o învățătură nouă în sensul de învățătură străină. Dar aduceți altceva, lucruri mai mari, mai profunde, lucruri care sunt dezvoltate în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul despre neprihănire. Lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos. Al doilea aspect, ce se face? Nu-i destul să spui la fiul tău, nu mai calcula 1 plus 1 și lași așa, nu? Îi dai următorul calcul, care e mai complicat, care e mai greu puțin. Zice și să mergem spre cele desăvârșite. Cuvântul despre neprihănire. Acela care te face să deosebești binele de rău. Acela care te ajută să fii nu numai un om mântuit, ci să fii un om matur, care judecă lucrurile în viața aceasta și știe cum să trăiască înaintea lui Dumnezeu. Auziți? Să lăsăm adevărurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Al treilea lucru care îl spune. Da? Lăsăm alea începătoare, mergem spre cele desăvârșite. Fiți atenți aici. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Vreau să vă întreb unul. De câte ori puneți o temelie la casă? Odată, nu? Noi pus temelia, păi băieți, ce temelie serioasă, bă, așa frumoasă temelie, hai o mai turnăm odată. Hai o dăm jos și mai punem odată. Nu faci asta. Nu faci asta, niciodată. Nu faci asta. Sau dacă ai pus temelia și după aia te apuci de construit. Te apuci de construit. Și vezi că unul din cei care lucrează acolo a făcut așa zidul, asta e drept la el zidul, da? Ce faci? Dăm temelia jos? Ce faci? Dai zidul jos. Nu dai temelia jos. Niciodată temelia nu o dai jos. Sau dacă ai pus un geam strâmb, ce faci? Jos temelia! Păi nu dai jos temelia. Păi problema la geam, nu dai temelia jos. Nu mai te duci să umbli la temelie. Niciodată. Ce spune Apostolul Pavel despre temelia asta? Haideți să citim puțin, pentru că lucrurile trebuie să fie foarte clar în privința aceasta. Ce spune Apostolul Pavel despre temelie? El spune ceva, o făcut el cu temelia asta. Zice așa. 1 Corinteni 3 cu 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul ce face? Nu mai pune temelia. Alo, la temelie nu umbre, tată. Dar fiecare se ia bine seama cum clădește deasupra. Nu umbli la temelie. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, trecută, a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă îi plătește cineva pe această temelie. Deci ne arată suficient de clar că temelia e un lucru la care nu umbli. Și el vorbește aici despre pocăință și credință care este o temelie. De ce pocăința și credința este o temelie? Păi e simplu. Când te întorci la Dumnezeu, când vine cineva din urmă, sau un copil, se întoarce la Dumnezeu, familie de credință, se întoarce la Dumnezeu, a fost necredincios, se întoarce la Dumnezeu. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Și se pocăiește și se crede, el pune temelia atunci la viața lui. Ce a fost până la punctul ăsta, s-a încheiat. Aici pune temelie la o viață nouă care începe. Dar el nu pune temelia asta veșnic. Tu pune temelia. Nu, ai rupt-o odată cu păgânătatea și cu poftele lumești, te-ai pocăit, ai crezut în Domnul Iisus Hristos și temelia asta rămâne acolo. Există un proces de curățire în fiecare zi de mărturisire a păcatelor noastre, dar nu mai pun temelia. Temelia pocăinței și a credinței e pulsă și rămâne în viața mea pentru totdeauna. Temelia nu mai scot de acolo, da? Și îl spune, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Asta o am deja. Cu alte cuvinte, imaginați-vă pruncul în clasa a doua sau în clasa a treia. Și dă un examen și cade examen. Ce zici? Trebuie să-l scriu din nou la altă școală în clasa a treia. Asta faci? Nu, e aberant. Uite, îți mai pui o dată temelia. A fost odată înscris, a intrat în școală. Problema lui este că la clasa a treia, ceva acolo îi dă lui, cum spunem noi, cu virgulă. Nu merge ceva acolo, da? Nu mai pui o dată, nu mai înscriu o dată la școală, domnule, nu mai pui o dată temelia vieții lui de școlar. Nu-l duci în clasa a treia, îl înscrie. M-am venit cu pruncul meu. Are 15 ani. Păi ce faci? În clasa a treia. Păi de ce? Nu a reușit, domnule, să treacă de clasa a patra. Păi oameni buni, duceți-l acolo, e problema la clasa a patra, nu-l duceți la clasa a treia, să facă un plus un. El știe de la treaba asta. Păi puneți o dată temelia, înțelegeți? Când autorul spune aici, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, îți dă un cuvânt pe care îl poate înțelege fiecare. Dom'le, când construiești o casă, pui temelia o singură dată. Înțelegeți? Da, înțelegem. Nu mai puneți temelia aia. Ați înțeles? Da, am înțeles. Mergeți, domnule, mai departe, spune. Lăsați începătoare, mergeți spre cele desăvârșite. Nu toți scobii pe acolo pe la temelie. Zic, de ești în sus, du-te odată în sus cu casa. Ce tot timp învârși pe acolo în jurul temeliei? Tot o mai... Da? Merg mai departe.
Învățătura despre botezul, asta e la temelie. Punerea mâinilor e la temelie. Învierea morților e la temelie. Judecata veșnică e la temelie. Adică dacă tu nu te-ai pocăit, nici măcar n-ai pus temelia. Știți care e problema? Sunt unii oameni care zic așa. Am avut noi pe cineva care a fost în adunare și a plecat înapoi în lume. Nici măcar n-a pus temelia ăla. Ăla n-a căzut, n-a pierdut nicio temelie, nici măcar n-a pus-o. Cine pune temelia adevărată, care e credința în Dumnezeu și pocăința de faptele moarte, nu face treburi din astea. Alți oameni nici măcar nu știu învățătura cuvântului Dumnezeu despre judecata veșnică. Îi întreb și amestecă lucrurile și le zăpăceze, nu mai știi. Nu mai știe cum e judecata lumii, cum e judecata credincioșilor, cum e judecata disciplinară corectivă pe pământ. E o harce aparte acolo. Ce temelie a pus-o el dacă el nu are lucrurile banale? Nu are calculele simple de clasa întâia. Ce temelie a pus el? Că asta e temelia, spune. Domnule, lucrurile astea trebuie să fie clare. Unii zic, eu convenit învierea morților, ăia nu a pus temelia. Ăia habar n-aveau, ăia nu aveau lămurit unul dintre cele mai banale și simple lucruri. Că vom învia datorită Duhului Sfânt care este noi și care ne-a fost dat și suntem pecetuiți cu el. Bă, să nu aveau lămurit de niște lucruri. Spuneau niște aberații. Și au venit ziua Domnului, gata. A venit ziua Domnului. Deci au punem cazul, gata, a venit ziua Domnului. Și mă, nu spuneți treaba asta. Deci nu aveau lămurite niște lucruri. Lucrurile astea trebuie lămurite odată, pusă temelia aceasta, învățate lucrurile acestea și nimeni niciodată n-are voie să mai umble la ele. Stabilite pentru totdeauna. Și auzi ce spune, versetul 3. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Ce lucru? Păi lăsăm cele începătoare și mergem spre cele desăvârșite, da? El arată că are speranță pentru oamenii aceștia. Iarăși eu întreb, dacă ei au căzut și era cu neputință să fie înnoiți iarăși, de ce le spune vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu? Cum să spui odată că e cu neputință, odată îi spui că mergem înainte. Mergem înainte. Da? Vreau să gândiți lucrul acesta puțin. Deci la versetul, haideți să recapitulăm puțin, ca să înțelegem pasajul acesta bine. Din capitolul 5, la versetul 11, la versetul 14, ne arată că avea o problemă cu priceperea. Da? De la capitolul 6, la versetul 1, la versetul 3, ne spune că dacă ai o problemă cu priceperea, ceea ce trebuie să faci, nu-i să umbli la temerii, ci pur și simplu să progresezi. Da? La așa la începătoare și te duci spre cele desăvârșite. Asta este soluția. E simplu? Dar dacă ai o problemă cu priceperea, nu mai gândești încă o dată adevărurile alea simple care le știi deja. Mergi spre alte adevăruri, cum le numești aici, spre cele desăvârșite. Cuvântul despre neprihănire, cum spune în capitolul 5. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și acum, la versetul 4, la versetul 6, avem această porțiune puțin mai complicată. Dar care ne arată de ce soluția pentru un om care e în imaturitate nu este să mai pună odată temelia pocăinței și a credinței. Să vă exemplific lucrul ăsta. Imaginați-vă că într-o zi păcătuiți. Păcătuiți. O, și face păcat. Și vii la frață în adunare și spui, fraților, uite, am făcut păcatul ăsta, eu trebuie să mă nasc din nou. Ce ar spune frață? Mă, frate, tu ai probleme. Nu trebuie să te naști din nou. Cum adică să tu ai fost odată născut din nou? Nu, fraților, eu trebuie să mă mai nasc odată din nou. Sau vii la frață și spui, fraților, eu trebuie să mă mai întorc odată la Dumnezeu. Din nou, cum am întors acum 30 de ani, trebuie să mă mai întorc odată la Dumnezeu. Trebuie să pun din nou temeria pocăinței și a credinței. Și atunci să spună nu. Tu trebuie să-ți mărturisești păcatele și el este credincios și drept ca să te ierte. Și dacă cineva a păcătuit copilașul lor, avem la tatăl și mijlocitor. Da? Deci nu te-a pus să pui din nou temeria, omule bun. Că tu nu ești un om de lume, tu ești copilul lui Dumnezeu care a greșit. Tu nu ești un om de lume ca să vii să mai pui din nou, să te mai naști odată din nou. Fraților, eu n-am Duhul Sfânt, nu-ți născut din nou, nu m-am pocăit, nu, nimic. Trebuie să o iau de la capăt, iară. Nu, nu se poate treaba. Din punctul în care ești ai căzut, trebuie să mergi înainte. Nu din punctul în care ai căzut, de la clasa a patra, te duci înapoi la clasa a întâia. De la clasa a 11-a, ai avut o problemă la clasa a 11-a, te duci înapoi la clasa a întâia. Să o iei iară. Tot procesul. Și tot. Că așa nu mai termin, nu mai mergi niciodată înainte. Că totdeauna găsești câte ceva în viața ta care nu-i cum trebuie. Și iară la capăt. Și iară la capăt. Ce om care se chinuie să facă ceva la acoperire? Zice, bă, nu merge. Nu reușesc să fac cu casa asta. Jos tot! Bă, omule bun, liniștește-te. Zice, bă, liniștește-te. Stai cu minte. Tu ai problema aici la acoperire. Te-ai apucat să dai toată casa jos, nu e nicio problemă acolo. Tu înțelegi? Ce treabă ai tu cu temelia? Tu nu te vezi că ești sus pe casă. Ce treabă ai cu temelia, omule bun? Liniștește-te, calmează. Asta s-a întâmplat cu unii evrei. Unii evrei care cochetau cu creștinismul, alții care veneau în biserică și care erau prigoniți, erau dezmoșteniți, nu mai erau acceptați în sinagogă, au început să se gândească, băi, cam dură treaba asta cu Domnul Iisus, cam dură treaba asta cu ucenicii și cu biserica, cam nu ne merge tare bine. Au început să fie persecutați.
Și erau ispitiți unii dintre ei să se întoarcă înapoi la iudaism. Că ziceau, e jertfa Domnului Iisus, dar avem jertfele noastre vechi. Avem jertfele noastre vechi. Și o luăm cumva de la capăt, iar. Unii dintre ei au căzut, vreau să se întoarcă înapoi și zice, bă, trebuie să o iau iar de la capăt. Și spune, nu trebuie să o iei de la capăt. Din punctul în care ai căzut, trebuie să mergi înainte. Deci vom face lucrul acesta dacă va voie Dumnezeu. Versetul 4. De ce asta e soluția? El își susține soluția lui cu un alt lume. Cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Aici este o descriere foarte clară a nașterii din nou. Omul care se naște din nou este luminat, nu? Când vii la Dumnezeu, ești iluminat prin cuvântul lui Dumnezeu, să deschide mintea. Simți că ai fost prost grămadă până atunci. Când vii și îți explică Dumnezeu și îți arată prin Evanghelie planul de mântuire, ți se luminează mintea. Ai gustat darul ceresc, te-ai făcut părtaș Duhului Sfânt, când te întorci la Dumnezeu, primești Duhul lui Dumnezeu. Ai gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Dacă te-ai întors la Dumnezeu în felul ăsta, auzi ce spune. Versetul 6, ajungem la versetul ăsta problemă. Sper să-l înțelegem împreună. Și care totuși au căzut, aș vrea să vă întreb, despre ce cădere vorbește aici în context? Ce am spus noi? Care era problema la oamenii ăștia? O problemă cu centrul de comandă, da? Nu reușeau să meargă mai departe spre cele desăvârșite. Nu erau întrebuințați cu cuvântul despre neprihănire. Nu își foloseseră mintea ca să deosebească binele și răul, da? Problema acestor oameni nu era o problemă de imoralitate. Pasajul, tot pasajul, nu spune nimic despre felul acesta. Cu căzut în un păcat și nu mai aveau nicio șansă. Unii oameni scot versetul ăsta, atâta, expresia asta din text, de asta nu să explicăm la Evrei capitolul 5 până jos. Că scot expresia, au căzut, gata, au căzut, nu mai ai nicio șansă, gata, au căzut. Stai mă, omule bun. Că textul începe de mult mai sus. Textul nu spune că au căzut într-un păcat, ci că au căzut din punct de vedere al maturității sale. Da? Luăm din nou imaginea pe care apostolul o folosește, nu eu. Ăsta care trebuia să fie învățător, e școlar. Dacă ăsta care îi trebuia să fie învățător și școlar de clasa a patra și cade un examen în clasa a patra, ce face profesorul? În ce clasă îl trimite? Tot a patra. Nu-l trimite nici în a cincea, drept, că nu-l trimite în a cincea. Dar nici în a doua nu-l trimite, corect? Deci cineva care a fost născut din nou cu adevărat și a căzut, unde îl trimiți? Înapoi în lume și mai vine o dată la Dumnezeu, ca și cum n-ai fi venit niciodată. Imaginați-vă ce nebunie ar fi asta. Vine cineva din lume, da? Un păgân. Haideți să imaginăm cum vin musulmanii ăștia. Acum vine un musulman. Vine să întoarce la Dumnezeu, îl botezăm, păcătuiește, să zicem, înapoi în lume, vine înapoi, îl mai botezăm o dată când a păcătuit, iar să întoarce la Dumnezeu, iar să duce în lume. Tu ce ești? Păi ești musulman din lume. A, bun, încă o dată, îl mai botezăm o dată. El iar vine, spune, fraților, iar am căzut. Do, înapoi în lume, iar îl mai botezăm o dată. Ce nebunie ar fi asta? Nu ne ajungem cu treaba asta. Pavel spune, dacă ai pus temelia despre botezul, despre punerea mâinilor, pocăința față de Dumnezeu, întoarce la Dumnezeu și ai căzut. Nu te duci, Domnule, să reiei tot procesul ăla de la capăt. Nu te duci, de ce să nu reiei procesul de la capăt? Auziți de ce? Și care totuși au căzut, da, dacă ai căzut la examenul din clasa a patra, să spunem, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Vreau să vă întreb. De câte ori poate să fie cineva născut din nou? După cuvântul lui Dumnezeu, după mintea omului. De câte ori? Odată se naște din nou. Odată se naște din nou. Nu de 100 de ori. Știți de unde știm că un om se naște odată din nou? Ce spune Pavel aici? Auziți? Fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și vreau să fie bajocuri. Dacă tu crezi că poți să faci treaba asta care mi-a explicat-o mai înainte cu musulman. Mă duc în lume, iar mă botez. Mă duc în lume, iar mă botez. Cad, iar mă duc în lume, iar mă botez. Cad, iar mă duc în lume, iar mă pocăiesc, iar mă botez. Cad, iar mă duc în lume, iar mă pocăiesc, iar mă botez. Spunea asta, ar trebui să-L omori pe Domnul Iisus de fiecare dată pentru tine. Că la tine n-ajunge o singură întoarcere la Dumnezeu și o singură jertfă. Tu vrei în continuu să te repeți clasa întâi, să te repeți clasa întâi. Nu se poate treaba asta. Și aș vrea să vă sugerez o explicație pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu și care ne ajută mai bine să înțelegem lucrul acesta. Auziți, versetul 3 din capitolul 6 din Romani zice așa, noi câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Vreau să vă întreb, de câte ori a murit Domnul Iisus? De câte ori a murit noi împreună cu Iisus? Da? Noi, deci, prin botezul moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. De câte ori a fost îngropat Iisus? De câte ori am fost îngropați noi împreună cu El?
După cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Vedeți comparația care o face? Iisus a murit odată, noi am murit odată împreună cu El. A fost îngropat, noi am fost îngropați odată. A înviat Iisus la o viață nouă, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Care e argumentul lui apostolului din capitolul 6, versetul 6? Cel care a fost înnoit odată, nu mai poate să fie înnoit încă o dată, să fie născut din nou încă o dată, pentru că Iisus a murit odată și tu te naști din nou o singură dată. Iisus a murit odată, tu mori odată. Iisus a înviat odată, tu învii odată împreună cu El. Nu faci treaba asta de 100 de ori. Că nu se poate treaba asta. Auziți? Este cu neputință. Dacă vrei să faci treaba asta, înseamnă să-L omori de fiecare dată pe Domnul Iisus. De câte ori vrei tu să te întorci în lume, caz, iar te întorci în lume, iar te botezi și tot așa. Nu merge treaba asta. El zice, nu se pune temelia asta în curaj. Dar fiți atenți la cuvântul acesta. Vă rog să vă uitați la versetul 6 din nou. Tot așa. Și care totuși au căzut, da? Care sunt imaturi, care n-au crescut, care au căzut testul, este cu neputință, fiți atenți ce spune, să fie înnoiți, cum? Iarăși. Deci au fost înnoiți odată. Înnoirea nu se face de un milion de ori. Înnoirea se face o singură dată. Vă mai citesc un pasaj, că poate lucrul ăsta nu e suficient de clar pentru dumneavoastră. Unii își imaginează că înnoirea asta este o înnoire care o face Dumnezeu în fiecare zi așa. Este o înnoire care o face în fiecare zi. Dar aici este o înnoire a nașterii nou care nu o faci de 100 de ori. Se face o dată, este o temelie asta. Ce spune Tit? Pavel îi spune lui Tit despre înnoirea asta. Aș vrea să vă citesc lucrul acesta. Zice Pavel așa. El ne-a mântuit, la trecut ne-a mântuit, a făcut lucrul acesta, nu prin faptele făcute de noi neprigândire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii nou și prin, cum ne-a mântuit? Prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dumnezeu nu ne mântuie de fiecare dată când cădem în păcat. Păi, mai mântuie odată, mai înnoiesc odată, iar îi mai dau Duhul Sfânt odată. Că Dumnezeu nu face treaba asta cu noi. Înțelegeți ce vreau să spun în dimineața asta? Dumnezeu nu. Eu m-am întors la Dumnezeu, la greșeala care am făcut-o, premeditată, nepremeditată, Dumnezeu. Îmi ia Duhul Sfânt, îmi ia mântuirea, îmi ia răscumpărarea păcatelor, iertarea păcatelor, îmi ia nașterea din nou, îmi ia tot. Și spune, acum trebuie să te mai convertești odată. Mai convertești odată, iar te întorci la Dumnezeu, te botezăm, facem tot ritualul. Tu iară peste o săptămână caz, Dumnezeu zice, iară ți-am luat tot pachetul, iar o facem de la capul și tot așa. Vi-l imaginați pe Dumnezeu că face treburile astea cu noi? Nici vorbă de așa ceva. Asta spune apostolul în capitolul 6. Capitolul 6, versetul 6, nu este un capitol care trebuie să ne descurajeze. E cu neputință să fie înnoiți iarăși. Eu zic, slavă Domnului că e cu neputință să mă mai nasc din nou, odată că-s născut din nou, odată pentru totdeauna. Temelia e pusă? Odată pentru totdeauna, slavă Domnului că nimeni nu umblă la temelie, tot o schimbe în fiecare zi. Slavă Domnului că nu cu fiecare căderea mea, temelia dispare. Slavă Domnului că nu cu fiecare greșeala mea, temelia se duce și trebuie să o pun în continuu, tot să pun temelia. Temelia. Nu? Și atunci când am căzut, eu trebuie să las cele începătoare și să merg spre cele desăvârșite. Și acum, cum ziceam, pentru că noi înțelegem foarte bine lucrurile prin ilustrații, prin imagini, și fiindcă suntem aici la țară și aveți experiență cu pământul, Dumnezeu așa o trebuie să ne dea o ilustrație prin care să înțelegem problema asta. Ia auziți ilustrația. Când un pământ, cred că toți avem câte un pământ din asta, este adăpat de ploaia care cade adesea peste el și rodește o iarbă folositoare, celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Clar? Pământul, care simbolizează un om credincios, rodește în urma ploii binecuvântate care vine la Dumnezeu. Rodește, că ăsta e scopul. Da? Ești un pământ bun, vine ploaia peste tine și trebuie să dai rod. Normal. Zice, îi un pământ binecuvântat de Dumnezeu. Dar mai este o variantă. Care e varianta? Dar dacă aduce... Vreau să vă întreb. Există o diferență între pământ și spin sau e același lucru? Pământul și spinii sunt același lucru. Nu sunt același lucru, nu? Pământul e pământ, spinii și mărăcinii sunt altceva. Îs roada de pe pământ, corect? Clar lucrul acesta, bine? Dacă pământul aduce spini și mărăcinii, auziți cuvintele, este lepădat, aproape să fie blestemat și sfârșește până se pune foc. Știți ce zic cu mine? Gata, iadul cu el. Salut, am încheiat. O adus spinii și mărăcinii la iad cu el. Bun. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Ați dat vreodată foc la vreun pământ? Ați dat vreodată foc la vreun pământ? La rodul pământului ați dat, da? Foarte mare diferență ați dat.
foc la rodul pământului. Dar ați dat, da? După ce ați dat foc la rodul pământului, ați mai folosit pământul ăla? De asta i-ai dat foc. Despre ce foc este aici vorba? Un foc care face ce? Care curățește. Nu un foc care distruge. Când tu dai foc, dacă aș da eu foc, dispare pământul de aici? Nu, într-adevăr, să zicem că nu-i recoltă. Rodul ăla de spin și mărăcin. Nu ți este folositor. Îi blestemat. Sfârșește un blestem. Sfârșește în ardere. Dar pământul, tocmai de asta îi da foc. Ca să fie folositor. Dai la o parte, focul ce face? Focul este un foc de curățire care dă la o parte rodul acela nefolositor ca în viitor să folosești pământul pentru un rod folositor. Asta e speranța ta. De asta ai pus foc. Nu ai pus foc ca să nu mai folosești niciodată pământul. Ai pus foc tocmai ca să folosești pământul. Și eu am văzut cu ochii mei lucrul acesta de o grămadă de ori. Și niciodată mi-o trăit cu prin cap. Că omul i-a dat foc la pământ fiindcă e supărat pe pământ. Și nu te leapă și te bleastă acum pentru Dumnezeu. Foc pe tine. Gata. Supărat pe pământ. Nu i-a dat foc. E curat pământul după aia. Zice, ăsta e pământ. Acum bun de lucrat. Și acum trecem în domeniul nostru. Când ai un credincios care la un moment dat folosim și imaginea pământului, și imaginea pedagogului, și imaginea pruncului. Că-s trei imagini care le folosește textul ăsta. Da? La un moment dat pământul nu dă rodul bun. Copilul lui Dumnezeu nu dă rodul bun. Ce face Dumnezeu? Ia aduc cu el, nu? Nu. Dumnezeu îl curățește. S-ar putea să te doară o leagă curățirea. Nu e niciun fel de problemă. Dar Dumnezeu face lucrul acesta ca să te dezvolte, Domnule. Să te maturizeze. Să te maturizeze. Este un foc a curățirii. Da? Este un foc a curățirii. Cât despre ei spune, păcat că vorbim astfel prea iubiților, totuși de la voi, fiți atenți iar la expresie. Așteptăm lucruri mai bune și care, e foarte important cuvântul, care însoțesc mântuirea. Eu, ca să înțelegeți ce e însoțirea. Lucrul acesta mă însoțește pe mine, corect? Mă însoțește lucrul acesta acum? Dar lucrul ăsta e Andrei Croitoru? Dar mă însoțește. Dar nu e Andrei Croitoru. Eu îs unul, îs o persoană, lucrul acesta este altceva. El mă însoțește acum pe mine. Biblia nu spune că oamenii aceștia n-aveau mântuirea, ci aveau o problemă cu lucrurile care ce? Însoțeau mântuirea. Zice, Dom'le, așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Ei erau deja mântuiți. Și recapitulăm legat de versetul acesta al 9-lea. Un om poate să fie mântuit, dar încă să nu fie la un stadiu foarte înalt de maturitate. Una este maturitatea, alta este mântuirea. Însă Dumnezeu vrea să fim și mântuiți și maturi. Cum spunea apostolul în capitolul 5, vrea să fie și mântuiți și neprihăniți. Da? Dumnezeu vrea să fim copii, dar să fim copii care? Care creștem. Care nu tot timpul stăm cu sticluța de lapte și cu paiul. Și tot tragem acolo la greu. Da? Luăm imaginele acestea din nou. Când ai un copil care trebuia să fie în clasa 6 și în clasa 4, te bagi serios să lucri cu el. Îl disciplinezi, îl scoți de la joacă, îi mai aplici așa cât e un tratament din ăsta corectiv și care îl ajută ca să progreseze odată, Doamne, să nu rămână acolo. Da? Când ai un prunc care trebuia să mănânce deja hrană tare și din neglijența ta sau din lenea lui el are dinți în gură dar tot trage cu paia cu lapte, te ocupi de treaba asta ca să înceapă să mănânce. Eu știu că am început să-i dau prima dată mâncare tare lui ăsta al doilea, al nostru. Stăia cu limba, nu știa să învârte limba în gură, scotea, îi băia într-un fel, scotea în altfel. A fost un kilo, mă, dar ți-ai capul sus, îi tunai, bă, trebuie să înveți să mănânci, nu merge aici. Ce zice dacă ai face așa cu pocăință? O, zice, mă, supă, eu mai vin aici. Mă, pun frață să gândesc lucruri din astea complicate. Eu nu știu, trebuie asta, eu nu trebuie mie să mă învățați, dar mie, bă, stai aici. Nu merge așa. Suntem toți aici, toți mergem și urcăm spre matură, toți întrebuințăm mintea să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Cine lasă pruncul să zice, nu vrea, lasă-l dacă nu vrea să mănânce hrană, ce dacă are 4 ani, dă-i în continuare perfuzie cu lapte. Nu zice nimeni așa, mă iau eu după schemele lui, după sclifosele lui, niciun părinte nu face așa, corect? De ce credeți că ar face Dumnezeu asta cu noi?
Dacă îți dă pământul, ascultați-mă, dacă folosim a treia imagine. Imaginea învățătorului, imaginea pruncului, imaginea acestui pământ. Dacă pământul îți dă rod rău, ce spui? Aaa, chiar dacă pământul ăsta e în spatele casei aici și-o dat rod rău, acum ce să facem? Asta este, îl lăsăm așa. Da, ne ducem să luăm altul. Nu faci ceva și ăla o să-ți dai tot așa, stai liniștit. Nu te duci, te ocupi de el. Dai foc în el, dai erbicid, faci ce poți cu el să scoți ceva bun din el. Să scoți ceva. Dacă este pământ bun, bineînțeles. Nu te duci să semeni pe stânga. Dacă e pământ bun. Dacă e pământ bun. Aici vorbim de un pământ bun. Așa da. Evrei capitolul 6, 5 și 6 ne vorbește despre niște oameni care erau imaturi. Greu, zice, greu la pricepere. Nu greu la pricepere, greu e la pricepere din cauza predicatului, ci din cauza lor. Și erau grei la pricepere, și erau grei la pricepere pentru că judecata lor nu s-a deprins să deosebească lucrurile. Noi să nu știi culorile, da? Cum îi pun care nu știi culorile. Nu știau să deosebească binele de rău. Și lucrul ăsta zice, nu-i cum trebuie. Așa că, atunci când cineva se află în imaturitate, capitolul 6 ne spune, în esență asta e ideea. Lăsăm lucrurile începătoare și ce facem? Începem să discutăm lucruri mai grele. Lucruri mai grele. Nu știu dacă predica de azi s-a părut o reacă mai grea. Ai niciun fel de problemă. Nu? Ai niciun fel de problemă. Ne punem ăla că mintea nici ne odihnim acasă, că dacă ne-am forjat o reacă creierii cam tare, nu-i niciun problem, mâncăm bine, ne odihnim o leacă și de seară o mai punem o dată la treabă. De ce? Că o, auziți ce spune? O deprindem prin folosință, prin întrebuințare, să deosebească bine și rău. Ați auzit de oameni cu mintea odihnită, nu? Dar de pocăiți cu mintea odihnită. Trebuie niște lucruri banale din cuvântul lui Dumnezeu. Să uită la tine, habar nu are. Habar nu are. Eu nu știu din asta. Sau mai sunt aroganțe și el e cu firul între el la Duhul Sfânt, n-are el nevoie de Biblie, n-are voie să-i spună nimeni nimica. Domnul, el e învățat. El știe. Nu are el. El e la cunoaștere absolută, da? El e la cunoaștere absolută. Oamenii care sunt imaturi trebuie să lasă adevărurile începătoare și să meargă spre cele desăvârșite fără să umble la temelie. Care este aplicația practică pentru fiecare dintre noi? Aplicația practică pentru fiecare dintre noi este următoarea. Foarte importantă, bazată pe acest pasaj. Când fiecare dintre noi la un moment, la un stadiu din viața noastră de credință, că toți suntem undeva, și nu-i treaba noastră acum să spunem, mă, ăsta cred că e prin casa a patra, dar ar trebui să lăsăm repetent anul ăsta. Nu-l dăm afară dintre noi, dar îi dăm, îl lăsăm corigent, măcar la un obiect sau la două. Fiecare suntem la un stadiu, la o etapă a maturizării noastre. Și poate fiecare dintre noi la un moment dat, mi-e greu să trecem la următorul stadiu. De ce? Că trebuie să gândești. Trebuie să te preocupi, trebuie să te întrebuințezi mintea. Trebuie să ai un devotament față de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ai un interes față de Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta implică un efort, implică o silire a ta înspre lucruri mai grele de judecat și așa mai departe, da? Dacă suntem la punctul acesta și ajungi la un moment dat și Satana începe să te mintă și să spună, bă, tu nu mai ai nicio șansă. Tu, de fapt, dacă vrei să ai mai vreo șansă, tu ar trebui să o iei de la capăt, cum zic, de la capăt. Și tu zici, bă, ce mă mai pot duce să mai iau iar încă 20 de ani de pocăință? Nu mai pot să fac treaba asta. Și adevărul este că nu mai poți să faci și nici nu trebuie să faci. Ce trebuie să faci? De la stadiul în care ești, lași lucrurile alea vechi, zici, bă, astea le-am învățat, sunt la punctul ăsta, care-i testul ăla la care am căzut? Aici îți trebuie o doză considerabilă de sinceritate. Mă, care-i punctul ăla slab? La care eu nu reușesc să trec? Care e lucru? Nu tot. Eu pot să-l bag acolo sub covor, să-l las, lasă, domnule, că nu știe prea mult. E ok așa. Nu. Trebuie să-mi scol la iveală și văd care e lucrul ăla, care e învățătura aceea. Care e domeniul ăla practic din viața mea care nu-i transformat de Cuvântul lui Dumnezeu? Care e învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu pe care eu nu știu ca să mă ajute să cresc și în domeniul ăsta din viața mea? Să nu rămân imatur. Să învăț să deosebesc bine lucrurile aici. De ce maturitatea este importantă? Când am discutat foarte mult de creier acum, de minte, de judecată, de deprindere a judecății, de ce e important să fii matur? De ce e important să știi Cuvântul lui Dumnezeu? Numai așa să avem informație în cap? Să nu credeți că Dumnezeu a fost să facă predicatorii din noi. Toți să știm, să avem capul plin de teologie și să discutăm numai lucruri din Biblie, așa, și să arătăm cât știm noi. Nu asta a vrut Dumnezeu. Și ce a vrut Dumnezeu? Dumnezeu a vrut ca maturitatea priceperii noastre
să ducă la o trăire transformată. De asta este importantă maturitatea. Cu cât ești mai matur, cu atâta vei învăța mai mult să trăiești cum vrea Dumnezeu. Cu cât ești mai greoi la pricepere, vine cineva să-ți explice lucrul ăsta nu-i bun. Și mintea ta nu poate să înțeleagă nimic din ce spune. De ce? Că nu e obișnuită cu cuvântul despre neprihănire. Nu e obișnuită să deosebească. Tu ești mântuit. Întrebarea este dacă ești matur. Și mă, sunt matur. Cât de matur ești? Cât de matur ești? Ești matur cât ar trebui să fii? Tu poți să iei un copil de clasa 4 și să-ți fii matur. Dar poate e matur cât unul de clasa 1. Nu e matur cât un copil de 4 ani. Dar nu e nici matur cât ar trebui să fie. Înțelegeți? Fiecare dintre noi suntem la un anumit grad de maturitate. Întrebarea este, sunt la gradul de maturitate la care ar trebui să fiu? Că Pavel asta spune, mă, voi, dacă mă gândesc la voi, voi cam de cât timp îl cunoașteți pe Dumnezeu, voi trebuia să fiți profesori. Voi trebuia să fie și din licență, și din master, și din doctorat. Voi trebuia să spuneți, să învățați cu alții acum. Dar voi nu numai că aveți nevoie să fiți învățați. Ce aveți nevoie să fiți învățați? Cele din tâi adevărul. Zice, voi ați rămas la punctul ăla. Și lucrul acesta nu este cum trebuie. Pavel nu le spune, sunteți pocăiți de 20 de ani și voi sunteți tot la cele din tâi adevărul. Voi nu mai aveți nicio șansă. Zice, nu. Lăsăm cele începătoare, mergem spre cele desăvârșite, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și ca să închei în nota aceasta pozitivă, să vă arăt că aceasta este la starea acestor oameni, spune, de la voi așteptăm, au zis că avea așteptări, avea speranță de la ei. Așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea, căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o steneala voastră, dragostea voastră. Deci oamenii ăștia erau niște imorali. Aveau dragoste. Să o steneau. Iubeau pe sfinți. Să jertfeau pe sfinți, pentru sfinți. Dar aveau o problemă cu judecata. Aveau o problemă cu judecata. Nu erau obișnuiți să judece lucrurile lui Dumnezeu așa cum cere Dumnezeu. Așadar, pentru mine și pentru dumneavoastră, cred că pasajul acesta trebuie să fie o încurajare extraordinară de mare. La orice stadiu al maturizării sunt eu, la orice punct în viața mea sunt, de la punctul acesta trebuie să scot pe masă, permiteți-mă această ilustrație, să iau testul ăla pe care l-am căzut, care l-am aruncat acolo sub sertar, că nu-mi place să-l vadă nimeni și măcar eu să-l văd, să văd ce notă am luat. Vorbim spiritual acum. Să-l scot pe masă și spui, mă, am căzut testul ăsta. Și l-am căzut de acum 2 ani de zile și de atunci nu l-am mai dat. Și nici nu l-am mai trecut. Oare n-ar trebui să nu-mi las să treacă 20 de ani din viața mea ca să rezolv problema asta? Să-mi spună Dumnezeu, mă, tu de mult trebuia să-i profesor, mă. La capitolul ăsta. Și tu tot acolo ai rămas. De ce? Că l-am dosit acolo. Examen. Că nu-mi place nota care am luat-o. Spune, nu. Uită de acolo, învață lucrul acela și mergi. Progresează spre cele desăvârșite. Și speranța pentru noi este dacă ei au avut speranță, ei care trebuiau să fie profesori și erau școlari și Pavel le dă speranță, zice, sper. Credem că Dumnezeu va face lucrul acesta. Aștept de la voi lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Cu voia lui Dumnezeu să facem lucrul acesta. Dacă pentru ei, care trebuiau să fie profesori și încă erau ca și Calvin, o fost șansă, înseamnă că și pentru noi este, nu? Da. De la punctul ăsta trebuie să fie o hotărâre clară și serioasă pentru noi. Să avem o relație corectă cu cuvântul lui Dumnezeu. Întrebuințarea minții, deprinderea minții nu se face prin nimic altceva decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin hana pe care mi-o mestecă mie alții. Nu prin hana. Zice, vreau să-ți dau să asculți o predică tare. Zic, dar despre ce? Nu știu eu să spun, dar vreau să o dau ție să asculți. Nu înțelegi nimic din ea. Tu ești capabil să spui despre ce vorbim, măcar ideea principală la predice. Poate nici sărman nu a avut o idee principală la predice. Poate mergi prin toată lumea, au contribuit toată Biblia. Poate nu a avut nimic. Poate umbla prin toate galaxiile și toate stelele. Dar omul este incapabil, el nu poate să mestece singur cuvântul lui Dumnezeu. Lui tot trebuie să vină altcineva. Se arată lucrul acesta. Dumnezeu să ne umple de speranță și de pace și de așteptare și de dorință de a citi cuvântul lui Dumnezeu, de a ne hrăni cu cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, ca să ne luăm și noi examenul de licență și după aceea să ne apucăm să fim profesori, nu? Măcar profesor pentru copiii noștri, măcar profesor pentru prietenii noștri, măcar profesor pentru colegii noștri, că nu toți suntem chemați, poate, să dăm învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin.